Clădirea și dotarea Liceului Tehnologic Constantin George Călinescu din Comuna Grădiștea au fost afectate de ploile torențiale căzute în ultima perioadă. Primarul Constantin Corbu spune că acoperișul unității de învățământ a fost afectat în urma viscolului înregistrat în luna februarie a anului 2020. Deși au fost aprobate fonduri de urgență pentru repararea acoperișului, acestea nu au fost repartizate nici până în momentul de față. Ce s-a întâmplat la liceul din localitate? Care este situația în momentul de față? Situația în momentul de față este dezastruoasă. Este o clădire improprie pentru a se mai face educație. Datorită faptului că în februarie 2020 a fost un viscol care a smuls două treimi din acoperiș, imediat s-a făcut o evaluare de către Comisia Consiliului Județean și a Prefecturii și am depus toate documentele la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a ni se aloca bani să reparăm de urgență acoperiș. Am așteptat, nu ni s-a dat niciun răspuns în urma nenumăratelor adrese către Consiliul Județean. Consiliul Județean care a afirmat în prezența domnului Vasile Iriuță că nu va da niciodată bani pentru liceu, deoarece nu am trecut cu el la PSD. În această situație am făcut un memoriu pe 25-a la Ministerul Educației, să împlinesc acum cele 30 de zile în care trebuia să-mi dea răspuns și uitați ce s-a întâmplat. Deci ploile care au fost din acea perioadă și până astăzi, astăzi a culminat cu cei 55 de litri, a distrus în totalitate sălile de clasă, depozitele, secția pentru brutărie, patiserie, specificul liceului, birourile și toată aparatura care se găsea aici. Gradul de infestare cu mucegai este foarte mare, apa, o vedeți, este peste tot. Avem aparatură de mare valoare pe care nu mai putem recupera, aparate de măsură electronice, electrice, calculatoare, cărțile de la biblioteca școlii Rasa, care nu se mai pot folosi. Deci eu am luat legătura cu o firmă de avocați pentru a da în judecată președintele Consiliului Județean pentru negligență și distrugere. Deci s-au alocat bani pe situații de urgență pentru tot felul de prostii, dar așa se întâmplă când punem baroni în fruntea statului să împarte ei banii cum vor și uitați, copiii nu beneficiază de nimic. Când am fost la el în audiență, mi-a spus, eu dau bani la spitalul de la Săpunar, dar nu-ți dau bani la liceu. Efectele se văd. Aștept acum, am trimis imagini de la liceu ministrul educației, am făcut o solicitare de urgență prefectului județului Călăraș, care știe situația, știe de ce nu mi-a dat bani, pe criterii politice și așteptăm să vină să constate ce s-a întâmplat în astea 4 luni de zile de când ne chinuim să le facem un acoperiș. Ați făcut o evaluare a pagubelor sau urmează să vină o comisie care se va ocupa de acest... Acum facem evaluarea pagubelor la nivelul incintei liceului. Am făcut prima evaluare cu un raport de evaluare autorizat și valoarea liceului era în jur la 53.000 de euro. Asta în februarie? În februarie, ca să le facem acoperișul, ceea ce ar fi permis să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Acum pagubele cred că sunt foarte mari, dar aceea e vorba de un liceu, nu este vorba de două săruri de clasă de curs. Deci ne apucăm, chiar am discutat despre constituirea unor comisii și de-aia am și solicitat prezența unei comisii din partea prefecturii. Urmează să vină comisia în cursul zilei de astăzi, da, și ce rezultate ați primit? Mi s-a trimis pe mail solicitarea și imediat am fost sunat că se va deplasa o comisie la liceul Constantin George Călinescu. Totodată am rugat conducerea școlii să facă o adresă către Inspectoratul Școlar Județean. Am vorbit personal cu doamna director, astfel încât și din partea Inspectoratului Școlar Județean să vină o comisie, astfel încât și pe linia lor să facă demersuri pe lângă Ministrul Educației ca să salvăm acest liceu. Nu multe comune au licee și noi am ajuns să ne batem în joc de el din cauza poziției politice pe care are un baron local. Deci ne-am chinuit 8 ani de zile să completăm infrastructura educațională în comună, construind grădinițe noi, reabilitând școli, modernizând. Și ultima de făcut mai era grădinița cu 4 săli de clasă în spate. Uitați că a mai apărut un sac greu în cărca noastră. Nu mai sunt bani să venim să facem și liceu. Nu ne așteptam la asemenea surpriză, dar responsabilii trebuie să plătească.
Deci responsabili sunt toți cei care nu se uită la educație și se uită la interese personale, care nu țin cont de deciziile unor foruri colective, cum este Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, și țin cont de aranjamentele politice care s-au făcut de-a lungul timpului în Consiliul Județean, inclusiv cu consilieri care reprezintă Grădiștea și care nu au luat nicio poziție la solicitarea mea de a sprijini, a se realiza și a se aloca bani pentru acest liceu. Este inadmisibil ce se întâmplă și aș vrea ca odată poporul român să se trezească, să facem ceva adevărat pentru educație. Nu facem educație, facem secții de poliție. Ce aveți depozitat în această sală? Ce ați reușit să salvați și ce a fost distrus? Este laboratorul de industrie alimentară. Sunt foarte multe aparate de măsurare, aparate de control, aparate electrice și electronice. Toate acestea au fost depozitate cât mai sus. Aici avem și biblioteca de la școala gimnazială numărul 1 Rasa, școala aflată în reabilitare. Sunt foarte mari pagubele pentru că la fiecare ploaie trebuia să mai ridicăm încă un rând, încă un rând, astfel încât a ajuns să fie deteriorat cam 80% din aparatură, din mobilier, din tot ceea ce vedeți, până și tabla inteligentă este aici depozitată. Cărțile din bibliotecă nu mai pot fi folosite. Absolut tot ce vedeți aici este ud. Absolut tot. Televizoare cumpărate, la fel, și depozitate aici, pentru că, v-am spus, la școala la Rasa urmează să se facă recepția lucrării, dar pe perioada iernii au fost depozitate aici. Dar nu veți mai avea ce să transferați la școala de la Rasa, chiar dacă lucrările vor fi finalizate. În spatele dumneavoastră chiar se vede mucegaiul pe cărți și se pare că este distrusă, nu știu dacă în totalitate, dar din ce văd eu așa... 90% cred că nu mai pot fi recondiționate, nu se poate. Sunt spor de mucegai peste tot. Și în afară de biblioteca de la Rasa, aici a fost transferat și mobilierul tot? Adică este distrus? Exact. Mobilier și în celelalte săli, și la bucătărie, și la agricultură, în laboratorul de agricultură. Toate aparatele sunt profesionale, pentru că liceul în 2005 a fost construit prin fonduri FARE. Deci să înțeleg că nu aveți doar o unitate de învățământ afectată, aveți dotările din două unități de învățământ, și de la Rasa și din cadrul liceului. Exact, exact. Pe lângă aparatură a fost afectat și mobilierul. Este afectat mobilierul din toate clasele sau aveți doar anumite clase afectate? Cele mai multe clase sunt dotate cu mobilier. Aici era o sală de clasă pentru elevii de clasa a noua și cei de la stagiile de practică. Iar în sala alăturată este cabinetul de informatică, unde mobilierul este afectat 100%, atât parchetul cât și mobilierul, pereții, absolut tot. Până și jaluzelele sunt ude și deteriorate. Chiar dacă se va repara și veți primi bani pentru acoperiș, va trebui renovat absolut toată unitatea de învățământ. Cu siguranță. Și mobilierul trebuie înlocuit, pentru că acest mobilier, cum vă spuneam, este și de la școala Rasa, dar și de la școala Grădiștea, și elevii nu mai au unde să fie primiți în aceste clase. Nici măcar bănci, nici scaune,